încercat a încheia cu stângul sezonul regulat al primei ligi de volei masculin. Echipa gălățeană a fost învinsă categorii de Unirea Dej, absențele lui Radovici, Despotovski și Marcheș s-au dovedit decisive în stabilirea rezultatului final. Deja, în primul rând, că nu am putut să folosim tot lotul și avem și ceva accidentări, dar nu grave. Am vrut să ne recuperăm, s-a acumulat și ceva oboseală după drumuri lungi și cred că asta a fost motivul de concentrări noastre de la meciul cu Dej. Arcada își va afla adversara din play-off sâmbătă. Nicu Harabagiu nu are preferințe în privința adversarei. Nu cred că pot să am o preferată pentru că ambele echipe sunt foarte bune și meciurile din prima fază a play-off-ului sunt foarte, o să fie foarte tari. Pentru mine a fost important să pot să-mi recuperez echipa și să ajungem în play-off să fim apti și 100% pentru meciurile respective. Cu cine jucăm vom vedea sâmbătă. Important e să fim noi pregătiți din toate punctele de vedere și cred că putem să câștigăm împotriva oricărei echipe. Arcada pornește în play-off cu handicapul disputării eventualei partide decisive în deplasare. Dacă va avea tot lotul la dispoziție, echipa gălățeană poate cuceri titlul național.